trecem prin băltocile din București. Hai mă, să ieșim. Opa. Aleu. Hai, de-o. Gârlă. Aoleu. Salutare. Nu. Salutare, dragi prieteni, și bine ați accelerat din nou pe canalul meu. Eu sunt Motorider, da, bineînțeles, astăzi nu am camera de bord, o am în spate, în top case, pentru că am nevoie de ea puțin mai târziu. Eu obișnuit să mă uit aici, unde era locul camerei. Dragii mei prieteni, dragii mei tovarăși, dragii mei subscriber și ce-o mai fi voi acolo, de toate sunteți voi pentru mine. Astăzi mergem la un nou curs. Curs? Motorrider, ai mers pe circuit? Nu. Nu, astăzi nu mergem pe circuit. Data viitoare vom merge pe circuit la Adâncata, la următorul curs. Oh, camion! Astăzi mergem la cursul organizat de Marius Băcilă, cursul celor de la Rider Academy, rider-academy.ro. Este un curs de motociclete structurat, ridică picioarele, structurat pe 3 levele. Level 1, care este un curs de... Numai puțin că mi s-a murdărit și camera și casca și tot. Level 1, care este un curs mai mult de echilibristică și de cum să-ți cunoști mai bine motocicleta. Level 2 este un curs la Adâncata de cornering, adică pe circuitul de la Adâncata, de la motorpark. Acolo unde vei învăța cum este să te dai pe curbe ca un nebun, un teribili și un motorrider. Hai să scăpăm și noi de ăsta, că prea îmi dă cu apă. Iar level 3 este pe Lepșa, acolo unde mergem să ne dăm cu câțiva instructori. Un instructor stă în față, unul în spate, ne filmează și la sfârșit ne spune cum și ce am greșit și ce trebuie să facem ca să îmbunătățim stilul nostru de mers pe viitor. Dar cum sunt, mă, astea? Sunt examenele ei? E, nu. Trebuie pur și simplu să faci acest curs pe motocicleta ta. Atenție, nu îți dau ei motocicletă, tu trebuie să mergi cu motocicleta ta. Ce urât e pe jos, bă, băiatule. Tocmai ca să te înveți mult mai bine cu motocicleta ta, nu cu altă motocicletă, că tu pe a ta o conduci prin oraș, nu e așa? Bun, și atunci tu trebuie să vii cu motocicleta ta, trebuie să intri pe site-ul celor de la Rider Academy și acolo o să vezi mult mai multe detalii decât îți pot da eu în momentele astea. Ce faci la fiecare curs, ce se întâmplă, cât durează, unde sunt și tot felul de lucruri interesante. O să fac un videoclip pe viitor și despre școala moto și despre cum sunt structurate astea și despre ce te învață greșit în orice școală moto. Da, deja am pantaloni, uzi? Superb, superbă vreme! Sunt foarte curios ce se va întâmpla astăzi la cursul BMW Motorrad Rider Academy. Suntem programați din cum am evoluat noi de acum sute de mii de ani, de când alergam după gazele prin savane, când alergai cu piciorul gol pe pământ, la un unghi de înclinare mai mare de cam 20 de grade, îți alunecau picioarele și tindeai săcat. Și atunci switch-ul nostru este setat pe 20 de grade din naștere. Și la început, primele înclinări de asta, prima dată te înclini și zici, mamă, ce m-am înclinat, îți face cineva o poză și vezi că erai, nu erai foarte înclinat. Eu cred că aș fi jurat că eram cu cotul pe jos. Vorba e mai înclinată pe cât decât. Exact. Dar asta este pentru că înclinarea o simți exagerat de puternic la început, că nu ești obișnuit. Dar switch-ul ăla se acomodează, te înclinează un pic mai mult și tot așa, mâine mai mult și tot așa. Dacă te înclini mai tare pe un drum așa îngust, fără vizibilitate, capul ajunge destul de mult pe contrasens, ceea ce nu-i de dorit, da? Dacă n-am vizibilitate și drumul e îngust, că poate vine un camion ceva și mi-a freza cu el și o să am o problemă de sănătate acolo. Deci în situația asta, să zicem, n-ar fi recomandat. În situația asta, în schimb, de exemplu, poziția enduro sau supermoto în care înclin motocicleta încolo, dar corpul invers, m-ar ajuta, nu? Că în loc să am capul aici spre contrasens, am capul în partea cealaltă, văd mai departe după colț, deci îmi deschid vizibilitatea în viraj, da? Tot poziția asta mă ajută și să fac evitări din scurt la viteze moderate, adică evitări la 50, 60 la oră, 70 la oră, da? We'll be right back.
dragilor, urmează o lecție micuță de counter steering. Scrieți-mi în comentarii dacă vreți și voi să fac un videoclip numai despre counter steering pe viitor și despre forțele fizice care se execută în această metodă de a vira cu motocicleta. Ea tot timpul este prezentă, foarte mulți o fac inconștient, fără să știe ce e aia. Ce este counter steering-ul? Counter steering-ul se definește astfel. În momentul în care tu vrei să iei, mai pățărănești așa, în momentul în care tu vrei să iei o curbă la stânga, împingi de ghidon în dreapta. Dăm a doua, pentru că undeva de la 30 în sus apare această metodă. Și ce facem? Luăm mâinile după volan și împingem în dreapta. Și motocicleta se duce în cealaltă parte. O să vă arăt din nou, imediat. Uitați-vă, o să vă fac un deget acum, în curba asta. Împing cu degetul în stânga. Nu mă plec nici un pic. Efectiv, împing în dreapta, destabilizez motocicleta și ea tinde să cadă către dreapta și atunci ea se îndreaptă singură. Ia, haide să mai fac o dată ca să vedeți exact. Pur și simplu împing în stânga și motocicleta, împing spre dreapta din stânga și motocicleta se duce către stânga. Facem din nou aici, puțină viteză, împingem către stânga din dreapta și motocicleta se va duce în cealaltă parte. Împing de aici în dreapta, aici puțin mai multă forță. În momentul în care ești mai aplecat, counter steering-ul necesită o forță mult mai mare. Se simte efectiv forța. În momentul în care ești pe curbă, poți să iei o curbă doar cu o mână împingând în ghidon în partea în care iei curba. De exemplu, eu dacă acum fac curba aceasta la dreapta, trebuie efectiv să împing, destabilizez motocicleta, iar acum trebuie să împing, să pun forță să împing în ghidonul din dreapta. Aruncăm efectiv motocicleta pe viraj. Împing din dreapta, o destabilizez și o arunc pe viraj. E ușor că e nisip pe jos. Și se aruncă efectiv pe curbă. Împingi de ghidon în stânga ca motocicleta să cadă pe curbă în stânga. O împing în stânga și o las. O împing în stânga și se duce spre dreapta. Ați văzut? Să împing și motocicleta, în momentul în care împing în dreapta, roata de față se duce către stânga, iar motocicleta se înclină puțin spre dreapta. Înclinându-se spre dreapta, automat trage și roata după el. E ca și cum ai pune piedică motocicletei, iar ea după aia se stabilizează pe curbă și se ține pe poziția aia. La counter steering-ul ăsta, numai prin împins sau merge și tras? Merge și tras. Că am încercat acum cu o mână cu dreapta. Adică e mai ușor să împingi decât să tragi, și mușchiul principal ăla mai puternic care face mișcarea, la care împinge decât la care tragi. Da. Cu cât vrei să faci mișcarea mai hotărât, la viteză mai mare, trebuie să și împingi, să și tragi. Adică dacă vrei să faci pe pistă o schimbare, să o ține echilibru, da. Trebuie să faci cu ambele, ca să ai forță, acolo într-adevăr trebuie să o pintești un pic, că motoretta vrea să meargă drept. Da. Dar am înțeles. În principiu, adică pentru virajul normal e suficient să împingi, dar poți să și tragi, poți să și împingi, să tragi, cum ți-e ție mai ușor, okay. Adică faci mișcarea mult. Ok. Tot ce facem acum este să aruncăm motocicleta după stânga pe dreapta. Efectiv, împingem în ghidon. Stânga, dreapta. Stânga, dreapta. Bine, împingeam cu dreapta, se ducea în stânga. La counter steering. Asta. Îl folosim numai când intrăm pe curbă sau putem să-l folosim și să ne îndreptăm? Putem să folosim și să ne îndreptăm. Atunci nu e mai periculos dacă suntem pe curbă și folosim counter steering, că îi dăm un șoc, nu e posibil să picăm? Adică e mult spus un șoc. Nu, în 99% dintre situații nu ai nicio problemă. Deci poți să folosești counter steering-ul și înclinat, și foarte înclinat, și drept, și în orice. Ok. Adică nu trebuie să te gândești că, aoleu, să am grijă când îi dau pe curbă. Nu, stai normale. În general, tu ar trebui să folosești lină, adică să nu buschezi. Da. Trebuie să fie o mișcare lină, fluidă, nu fax. Și la două curbe consecutive, una după alta. Suntem înclinat pe prima. Da. Folosim counter steering ca să aruncăm motocicleta pe cealaltă, da, și ne folosim și de corp. Ideal așa ar fi, ca să iasă și mai bine, mutăm și corpul de pe partea pe alta și atunci motocicleta virează mai bine. Mă asigur la fel că nu vine nimic, adică nu o să mă calce un tir în timp ce ridic motoreta, dar nu e atât de important, da? Dacă văd că e periculos unde sunt, mă dau la o parte. Dacă am vizat toate chestiile astea, nu e periculos, nu așa. Dacă e cineva prin preajmă care să mă ajute, accept ajutorul. Nu zic, nu, lasă că m-am învățat pe inimare, dar cu ridic singur. Nu, accept ajutorul dacă se poate, de ce nu, da? Dar dacă nu are cine să mă ajute, primul pas, dacă aș fi căzut pe partea cealaltă, scoteam afară fricul lateral ca să nu o dau pe partea ailaltă când o ridic. Dar țin de aici și mă împing în ea și merg cu spatele. Merg cu spatele și am ridicat-o
fără probleme, fără să-mi pun, de fapt, marea problemă cu ridicatul ăsta în grabă al motocicletei. Intră în ghid din spate și distrugi. Acum vă întrebați de ce toată lumea merge încet? Ei bine, păi, se merge încet pentru că așa se vrea. Să se meargă cât mai încet posibil. Și ne-am încălzit puțin, iar acum executăm un mers foarte, foarte încet. Cât putem noi de încet, trebuie să mergem cu ambreiajul patinând. Trebuie să o țin și puțin din accelerație. Cum se merge foarte încet pe motocicletă? Că asta și ne-a explicat și până acum Marius. Trebuie să ții ambreiajul în patinaj mai tot timpul. Asta nu știu dacă ai o motocicletă cu ambreiaj uscat. Și doar cu frâna de spate. Trebuie să te uiți înainte. Nu, dacă te uiți la motocicletă pierzi pur și simplu echilibru. Și atunci trebuie să te uiți în față ca doar să simți acel echilibru. Este o chestie foarte interesantă ceea ce facem noi aici cu mersul ăsta încet. De ce? Pentru că ne ajută foarte mult în trafic. În traficul din București, unde tot timpul o să dai de faze de genul ăsta și ca să nu te sperii ca un neghiob și să bușești mașina asta, merțanele din bucale, m-am murdărit pe mânuță. Și ca să nu iei toate oglinzile de la Ferrari și automat, folosind tehnica asta, îți e mult mai liber în momentul în care vrei. Mai și vorbesc, mai și muncesc, nu merge și cu munca și cu truda. Merge? 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 Hai că merge, uneori mai merge. Și ca să nu te zgâlți, să pui frâna de față, să faci greșeli printre mașini, este bine să înveți să mergi cât de încet posibil. Ca să știi cum să reacționezi momentul în care mergi printre mașini ca un nebun, un teribiliș și un motorrider. Bine, acum înțeleg și partea asta cu mașiniștii, că o să veniți, ori să vină 2-3 să-mi spună: opa, dar ia stai motorridere, de ce să mergem printre mașini sau de ce mergeți voi motocicliști? Că mai primi mesaje din astea, vă știți voi care sunteți, știți voi ce să faci, știți voi care sunteți ăia așa cu mașinile. De nu vă plac motocicliștii în trafic și voi aveți mașinuțe. Treaba e în felul următor. Dacă ar sta toți motocicliștii în trafic, atunci mașinile ar sta de două ori mai mult la coadă. Zic și eu, nu? Nu e logic? E logic, da. Și mai ne jucăm și cu jaloanele astea ca să ne învățăm cu echilibristica motocicletei. Ce scârți ia frâne aici. Acum exersăm frânările de urgență și aici le exersăm altfel. În ce sens? În sensul că prima dată punem frâna, doar frâna de spate, o blocăm și vedem cum se simte motocicleta și cât de lung este această frână cu spatele, iar după aia frânăm cu fața ca să vedem diferența, iar la sfârșit frânăm cu amândouă ca să vedem cum este o frână normală de urgență. Vorbesc și eu singur. Eu filmezi? Nu. Nu filmezi? Nu. Dar merg secundele. Se pare. Da? Uh-huh. Pin lock rider tu ești? Nu-s eu. Nu ești tu? Frate. Da? Serios? Da. Bă, tu faci mișto de mine. Nu. Singur la părinți. Quanto i-a zis? Îi dai cu așa. N-am eu așa. Bravo. Mulțumesc. Face un pic amurât, dar trebuie să stai. Că niciodată nu mi-a făcut. E prima dată când o dau așa lungă. Foarte bine, n-are nimic. E o prima dată pentru orice. Mai vine o dată, aceeași nu veni mai tare de atât ca să nu lăsăm jumătate de cauciuc pe aici. Ok. Dar privirea sus. Tu te uitai pe aici, pe aici, pe aici, pe aici. E, da, că e prima dată și nu știam cum să reacționez. Da, da. Te bine cu genunchi. Foarte sus, stai calm, te uiți mm-hmm. sus. Privirea acolo la copac. Și aștept să se termine. Ok. Da. Super interesantă toate astea, să le facem așa pe bucăți ca să vedem diferența între frâna de față și frâna de spate, cât la sută să frânăm cu cea de spate și cât la sută să frânăm cu cea de față, pentru că frânele în funcție de modelul motocicletei și de dacă este adventure, de sport sau chestii de genul, diferă de la model la model. În general, dacă am ABS, în 99% dintre cazuri e preferat să frânez de urgență în loc să evit. Pentru că, să zic că evit cu 80 la oră, ratez evitarea, cad la 80 la oră, e nasol, accident nasol garanta.
Să zicem că încep frânarea de la 80 la oră. Până la obstacol, chiar dacă e nasol pe jos, ceea ce sigur mă va face să cad la evitare, voi încetini până la o viteză rezonabilă. Să zicem un 20 la oră, da? Un 10 la oră. Adică lovesc și devin un accident minor. Când intru un obstacol cu o viteză moderată sau poate chiar opresc până în el. Statistic, până acum la exercițiul ăsta, ori opream cu o roată, o jumătate de roată după obstacol, ori cu jumătate de motocicletă după obstacol, ori cu jumătate de roată înainte de obstacol. De cele mai multe ori, da? Acum nici nu mai merită să dat, de exemplu, dacă aș lua o găleată de pietriș și aș arunca-o acolo pe jos, exact unde evităm. Evitarea deja iese automat din discuție. Ce nu e bine e că te uitai pe aici, pe aici, erai, nu că te uitai, erai cu toată fața aici. Ok. Adică privirea ta trebuie să fie la coroana acelui copac de la poartă. Ok. Încă dinainte să începi, până după ce trebuie, adică ea face așa. Tu o lași să facă pe ea așa, dar nu te duci odată pe ea așa. Privirea sus. Ok. Cât mai calm și mai stabil, da? De data viitoare viteza poate fi mai mare, frână exact ca acum, doar privirea sus, genunchii strânși pe rețetă. Ok. Am văzut, păi m-a furat, am deliberat-o imediat. Foarte bine, foarte bine. Deci aia trebuie să fie rea chiar, când simți că să-i dai drumul. Dar nu-i dai drumul de tot. Doar puțin ca să rămâne tot progresiv. Dar tu continui să frânezi, că până la urmă pericolul că e aici. Adică să te coste minimum de distanță faptul că ai blocat asta. Da. Foarte bine a fost, excelent. Dar acum ai văzut și mai devreme, te-ai închis un pic prea agresiv. Trebuie mai progresiv de atât, adică pe măsură ce simți că se încarcă, atunci te-ai mai. Acolo moto, aici rider, a? Ce păr frumos ai. Ba da. Da. Asta ajung cred că în online, nu? Da. Lai subscribe la... Te iau și mă iei la un dual vlog. Ne luăm unul pe altul. Ne luăm. Exact. Bine, mă. Auzi, dar și când? Ha? Măcar să nu plouă. Acu ce are? Ploaie. Acu are ploaie? Acu e udă vreme. E prea multă umezeală la mijloc. La cursurile de la Rider Academy, un feedback bun pot da. Un feedback rău despre un curs de siguranță în trafic și despre cum să mergi cu motocicleta, nu cred că ai cum să dai vreodată în viața asta. Pentru că orice îi face, cred că totuși ai ceva de învățat de acolo, indiferent cine ai fi tu. Și Rossi, și Marchez, și toată lumea învață cât timp trăiesc. De ce? Pentru că, băi, nu există un om complet învățat în domeniul de motociclism. În domeniul ăsta înveți toată viața. N-ai cum să faci ceva și să zici că, băi, le știu pe toate. Tu nu ești un perfectule, cum spune motoriderule. Nimeni nu este perfect în lumea asta. Și atunci, despre ceea ce am făcut noi la cursul de la Rider Academy cu Marius Băcilă, vă pot spune următoarele. Este un curs care se merită să-l faci. Un curs atât din punct de vedere financiar, cât și din punct de vedere al ceea ce înveți acolo. Într-adevăr, sunt foarte multe lucruri de învățat, așa că trebuie să te duci, să fii pregătit în ziua aia, să te duci pregătit cu de toate la tine, adică cu benzină, cu motor, cu echipament, să fii pregătit de ploaie, să fii pregătit de caniculă, să fii pregătit de orice, pentru că se pot întâmpla foarte multe lucruri. Cum ați văzut în videoclipul meu, până acum, sesiuni de frânări, sesiuni de evitare la... Tu ce faci mai aici? Te-ai blocat, nu? Sesiuni de evitare la viteză, despre cum să-ți întorci motocicleta mai repede pe asfalt și chestii de genul. Pentru că da, sunt tehnici să-ți întorci motocicleta și pe macadam. Și counter steering
de evitare de tot felul. Ca să-ți umpli portofelul. Niciodată nu o să poți să faci aceste lucruri de unul singur, neurmărit de nimeni, pentru că ești atent la ceea ce faci tu și în momentul în care tu te critici pe tine, nu mai ești atent la ceea ce faci. Și dacă nu mai ești atent la ceea ce faci, nu o să faci bine. Pentru, și acum serios vorbind, pentru siguranța voastră este bine totuși să scoate niște bănuți din buzunar. Dacă sunteți începători și nu numai, pentru că poți să fii avansat și totuși să știi niște lucruri greșite. Dacă ești începător și vrei să vii în lumea asta moto, ce ți-aș sugera eu este să strângi niște bănuți pentru motocicletă, în același timp să îți planifici bănuții și pentru echipament, dar și pentru instruirea ta, pentru că în școală, într-adevăr, și o să fac un videoclip pe asta pe viitor, nu prea înveți mare lucru. De ce? Pentru că școală și școala te pregătește să treci examenul moto, cel de la poliție, nu te pregătește pentru șoseaua din România. Mulțumesc foarte mult! De asta este bine să mergem la astfel de cursuri ca să învățăm despre motociclete, despre sistemele de pe motocicletă, sistemele fizice care se întâmplă în momentul în care ești pe motocicletă și multe, multe lucruri de genul ăsta. Mersi mult! Și astea uneori îți pot salva viața. De ce? Pentru că, na, dacă nu știi să frânezi, distanța ta de frânare se poate lungi chiar cu 1-2 metri, să zic, la o milisecundă, două de reacție. Și atunci metrul ăla în plus ție îți poate salva viața. Sau nu. De asta este bine să mergem la astfel de cursuri. Mersi mult! Ca să știi să te înveți și cu motocicleta ta, e bine să cunoști cât mai multe într-un timp foarte scurt, pentru că, da, îmbătrânești destul de repede, timpul trece foarte repede, iar dacă nu înveți din timp lucrurile astea, e posibil să, Doamne ferește, să le înveți mult prea târziu. Mulțumesc că v-ați uitat și la acest episod, le mulțumesc celor de la Rider Academy, o să urmeze tot cu Rider Academy și levelul 2 la Adâncata, pe circuit, cursul de cornering, o să vedem acolo mult mai multă distracție decât aici. Mulțumesc și băieților de la Motocicleta Potrivită, Moto Emotion, Rider Academy, iar până data viitoare, Motorider pentru tine, numai bine! Pa!